Sunteți oameni fără teamă, fără frică de ceva? Dacă eram cu frică, nu ne angajam la pompieri, ne angajam la teatru de păpuși. Avem și noi frica noastră, doar că noi suntem ultima linie de apărare, luăm frica cu noi și mergem înainte. Nu are cine să ne mai salveze pe noi, eventual un coleg, atât. Pentru ei, joaca cu focul este cât se poate de serioasă. Dacă unii dintre noi ar spune că s-ar arunca și în flăcări pentru cineva drag, ei o fac și pentru un necunoscut, pentru că asta este meseria lor. Doamnelor, domnilor, sunt Andrei Boroșovici și astăzi suntem la pompieri, pentru că vrem să vedem ce simt ei înainte de a pleca la o intervenție, cât de lung este drumul în mintea lor și la ce se gândesc atunci când se aruncă în flăcări. Vom afla astăzi într-o nouă ediție Reality Shock. Dacă n-ai un pompier, să-ți cumperi unul, nu? Da, din păcate cam scump. Nu știu cine își permite să-și cumpere un pompier. Sunt scump pompierii? Păi nu știu, poți aproxima prețul unei vieți. Pompierul salvează vieți și salvează cam multe. Nu știu dacă își permite orice milionar să își achiziționeze un pompier. Să-l angajeze, da, dar nu să-l cumpere. 10 vieți dacă aș avea, de 10 ori m-aș face pompier. Nu dacă altceva? Nu. Și dacă s-ar rupe bilet la intrare, mi-aș plăti biletul și aș intra să lucrez. Pe cuvântul meu de onoare, sunt înnebunit de meseria asta. Nu oricine poate să fie pompier, trebuie să simți că vrei să fii. Trebuie să simți din tot sufletul că asta vrei să faci. Aici o să tăiați voi, dar eu zic că noi suntem mercenari, venim la lucru pentru bani. Dar dacă nu simți că trebuie să faci, degeaba faci. Este o meserie frumoasă, aș putea zice că salvăm oameni și chiar am avut ocazia asta să o fac. Suntem în sprijinul comunității. Cred că e singura armă din minister care are partea asta, are latura asta frumoasă a meseriei. Meseria de pompier este pentru oricine? Eu personal zic că nu este pentru oricine, trebuie să ai un pic de sânge de pompier. Bineînțeles, toate acestea vin și cu o foarte bună pregătire și o mare perioadă de timp acordată pregătirii individuale și profesionale, bineînțeles. Au fost momente în viața dumneavoastră când ați spus gata, nu mai vreau să fiu pompier? Nu, niciodată. În momentul în care nu ai destul curaj ca să devii un salvator, nu te apuca să te angajezi la pompieri. Nu e pentru oricine și dacă nu ești făcut pentru a fi un salvator, lasă pe alții să o facă. Chiar nu e pentru oricine. Riști să pui viața celorlalți camarazi în pericol, dându-te mare pompier și de fapt tu ești un fricos cu haine de pompier. Dăm drumul la apă? În primul și în primul rând nu aș putea să dau drumul la apă pentru că aș scoate din intervenție mașina și singurul lucru care e viața pompierului, apa. Păi, da, dar măcar puțin, măcar un pic de apă, să dăm și noi aici vreo 5.000 de litri. Mașina pe care lucrez eu este autospecială de 2.000 de litri, e de capacitate medie și 2.000 de litri înseamnă că eu cu asta trebuie să plec la intervenție, să am 2.000 de litri de apă. Și 200 de litri de spumogen pentru incendii de produse petroliere, lemnoase, depozite de lemn. Că nu întotdeauna apa stinge focul. Nu întotdeauna apa stinge focul, dar de cele mai multe ori apa este viața pompierului, cu care e principala lui armă de luptă împotriva incendiului. S-a întâmplat vreodată să ajungeți la incendiu și să vă treziți că n-aveți destulă apă?
să lucrez și aproape să rămân fără apă. Mi s-a întâmplat, dar între timp colegii au intervenit prin diferite procedee pe care le folosim noi de alimentare să mă alimenteze. Oamenii mai spun, iarăși au ajuns pompierii, dar prea târziu. Tot timpul pentru ei prea târziu, pentru că în momentul în care se întâmplă o catastrofă, secundele se scurg mai greu. Deci posibil ca un minut să ne mai aibă 60 de secunde, să crede că are 120 de secunde. Și de aia li se pare o veșnicie. Dar gândiți-vă că nu avem nici noi avioane, avem tot mașini și nu putem merge. Și mai este și traficul care nu putem să sărim peste el. Câte minute au la dispoziție pompierii să plece din unitate? Să plece din unitate avem la dispoziție maxim 3 minute. În 2 minute i-au ieșit și au plecat. Timpul de intervenție mediu pe județul nostru este de 11 minute. Să dea alarma, noi avem un timp maxim de plecare de maxim 3 minute. Noi în maxim 2 minute am și plecat. Deci se primește nota de anunțare prin serviciu unic 112. Primim solicitarea, noi nu știm, avem doar o adresă și un denumire incidentului. Incendiu apartament, accident auto, două victime încarcerate și s-ar putea să ajungem acolo să fie vreo 5 și nu știu câte autoturisme. Se întâmplă multe și nu, plecăm și nu știm ce găsim la locul incidentului. Abia acolo raportăm și noi ce găsim. De-abia atunci operatorul nostru din dispecerat știe cu adevărat ce se întâmplă, când ajunge primul echipaj. Deci până atunci e o necunoscută. Pentru cei din viața civilă sau cei de acasă care sunt, nu-i sfătuiesc în momentul în care au un aparat în televizor, a luat foc, sau un aparat electrocasnic care a luat foc, nu-l sfătuiesc să arunce cu apă, că toate bune și frumoase s-ar putea să zâmbească la acel aparat, că se electrocutează. Femeile, în momentul când gătesc, ia foc uleiul din cratița de gătit, nu se aruncă apă în cratiță, se acoperă cu un prosop umed sau cu un capac dacă este la îndemână. Deci sunt multe care nu trebuie să se facă. Iar dacă se aprinde, mulți anunță pompierii și pleacă din apartament. Ne lasă pe noi să venim să continuăm activitatea de stingere. Cum văd focul, cum pleacă? Da. M-a zis la început. Se sperie și atunci ne anunță și intervenim noi. Eu știu că există și reguli care spun că fiecare scară sau la fiecare bloc, fiecare scară ar trebui să aibă câte un stingător. Dar în România nu cred că există un astfel de bloc. Ar fi frumos. Ar fi frumos ca administrația care, sau administratorii de bloc care sunt să aibă câte un stingător, care un bărbat care e locatar de acolo ca să poată interveni în prima fază. Deci aici vă arată nivelul de apă, da? Învățați-mă și pe mine. Da, pot să vă învăț pentru că nu este foarte greu. Monitorul ne arată nivelul de apă și nivelul de spumogen pe care l-am. Și totul e aici pe buton. Dacă apăs butonul ăsta, ce se întâmplă? Asta este un buton pentru alimentare cu spumogen. Și ăsta cu stop? Ăsta este oprit motorul. Oprești motorul fără să îi se ia contactul. Și ca să dau drumul la apă? Ca să dați drumul la apă, prima dată se cuplează pompa de presiune, de pompa centrifugă, după care se trece pe pompa de înaltă presiune și pe partea pe care doriți să lucrați sau dorim să lucrăm, stânga-dreapta. Secolul 21, uite că ne ajută, totul e pe butoane. Totul este pe butoane și în cazul în care nu ne ajută butoanele, avem și alte artificii, putem să lucrăm, că suntem români, am găsit tot felul de chestii ca să nu ratăm intervenția. Greutatea echipamentului purtat într-o anumită misiune diferă de la caz la caz. De obicei purtăm în jur de 20-25 de kilograme, un echipament minim, fără aparat de respirat, fără alte unelte pe noi. Un singur furtun de pompier de 20 de metri poate avea între 4 kg și 6 kg. Unul singur. Și dacă luăm două, avem deja 10 kg cu noi.
mai luăm un aparat de respirat cu noi, mai luăm un topor, o rangă, deja ajungem la 50 de kilograme. Eu nu am vreo 80 de kg. Când mai pun 50 pe mine, sunt pom de iarnă, am 130 de kilograme. Jucați la categoria grea. Da, super. La câte grade rezistă vestimentația asta? Este testată la 1000 de grade. 1000 de grade? 1000 de grade, da. Păi, suntem pompieri, nu facem mici. Nu, trebuie să reziste. Este un echipament special pentru pompieri conceput, rezistă la intemperii, la apă, la căldură, la peste 1000 de grade testate, doar că printr-un foc de așa căldură nu se mai pot folosi. Ele vor fi casate, vor trebui înlocuite. De câte ori ți-au spus părinții să nu te joci cu focul? De când am fost mic, dintotdeauna, și cred că orice părinte spune asta. Însă am avut o plăcere, să zic, pentru asta și văd că am reușit să-mi urmez și sper să o fac la fel de bine în continuare. E o problemă, chestia cu jucatul cu focul. Dacă ați observat, foarte multe intervenții sunt din cauza aceasta. De mic am fost învățat să nu mă joc și totuși m-am jucat. Tu ești deocamdată la facultate, asta trebuie menționat, nu? Ce an ești? Anul 3. Anul 3. Eu nu știam că există o facultate pentru meseria asta. Da, sunt foarte puține persoane care știu despre existența ei. Cum se numește facultatea? Facultatea de pompieri, însă deruta e mare deoarece aceasta face parte din Academia de Poliție și majoritatea când aud se gândesc că mama acolo este doar poliție, însă la fel ca orice altă universitate, în cadrul Academiei sunt mai multe facultăți pentru fiecare armă. Astfel noi ne-am ales pompierii. 4 ani de zile de facultate. Păi ce trebuie să înveți atâtea? Pe lângă diploma de ofițer pompier, la noi la facultate ne dă și diploma de inginer instalații în construcții. Astfel că facem 4 ani. Sunt mulți care vor să se facă pompieri. Ai mulți colegi? În cadrul Facultății de Pompieri, în anul meu, suntem 35 de români, 10 palestinieni și 5 din Republica Moldova. Tu în ce an ești? Anul 3. Deci anul 3. Și mai ai un an și ești pe teren. Da, mai am un an și voi intra în pâine, cum se spune. N-am înțeles niciodată de ce vrei să-ți pui viața în pericol. Pun viața, nu pun viața în pericol, îmi pun viața în slujba cetățeanului. A fi pompier nu înseamnă a face doar o meserie. E un spirit, e o, nu știu, o trăire, e un mod de viață, pentru că tu în permanență, indiferent dacă ești la serviciu sau ești în timpul liber, tu poți să acționezi, să salvezi viața unui om, punând în aplicare lucrurile pe care le-ai învățat în facultate, lucrurile pe care le înveți pe teren. Aici nu vă jucați, numai cu focul. Aici ne jucăm, numai că aici învățăm să ne jucăm cu aparatură și cu materiale cu care în stradă salvăm vieți. Pompierii nu se mai joacă de mult doar cu focul. Pe lângă intervențiile de stingere, pompierii ați văzut că fac foarte multe. Pe lângă mergem la cazuri de unde se acordă primul ajutor, avem scafandri, avem salvatori de la înălțime, avem foarte multe tipuri de activități pe care le desfășurăm. Aici suntem la un curs de formare. Deci să înțeleg că pompierii trebuie să învețe toată viața. Absolut, absolut. Lucrurile evoluează. Evoluează în fiecare moment, în fiecare zi. Și noi nu putem să rămânem în urmă, nu putem să stagnăm. Ideea este să evoluăm. Suntem în detașamentul 2. Pompieri Timișoara, da? Exact. Este detașamentul cu cele mai multe intervenții din județul Timiș. În 2015 au avut 4500 de intervenții smurd și 500 de intervenții în situații de urgență. De asemenea, vreau să precizez, valoarea bunurilor distruse în incendii este de 1,86 de milioane de lei, iar valoarea bunurilor salvate la incendii este de 37,56 milioane de lei. Vă considerați un erou al societății? Nu mă consider eu. Poate societatea. Există ceva de ce vă este frică? Concret? De ce nu ți-e frică de a nu scapi? Nu există. N-ai de ce. Dacă respecti
totul ca la carte, în ceea ce te-ai antrenat și totul cu strictețe și nu lași loc de interpretări. Sunt la noi în meseria asta, ai dreptul la o singură greșeală, a doua oară nu mai e când să o faci. Cred că prima îți poate fi fatală. Nu mi-este frică, poate frică că nu m-aș putea descurca, dar cu timpul probabil că acumulând experiență, participând la activ la intervenții și furând meserie, că asta este o meserie care se fură, probabil că mă voi descurca, nu cred că am o teamă anume. Trebuie să ai un dram de teamă. Oricât de bine pregătit ai fi, oricât de câtă experiență ai avea în spate, un pic de teamă trebuie să existe. S-a întâmplat vreodată să ajungi la incendiu și să spui eu în focul ăla, în flăcările alea, nu mă bag? Nu există, trebuie să intri. Frică? Nu. Nu, nu. N-am de ce. Am fost și la intervenții de descarcerare cu victime, am fost și la intervenții de stingere cu victime. N-am motive de ce. Dacă era să fie frică de ceva, poate că nu eram aici. S-a întâmplat vreodată să ajungeți la un incendiu, să ajungeți la o intervenție și să nu știți ce să faceți? Nu, din cauza că improvizăm. Sunt o grămadă de situații. Vă dau un exemplu. Am fost la o intervenție un câine prins cu capul într-un gard. Nu am fost instruit niciodată să salvez un câine dintr-un gard. Nu? Nu e foarte greu. Tăia gardul și am eliberat câinele. Problema era că era câinele rău și să nu ne muște, să fim protejați noi. Atât. Au fost colegi care au intervenit la un șarpe. Da, au prins un boa care i-a scăpat omului din terariu și se plimba în voie prin apartament și au fost solicitați colegii mei să meargă să prindă un șarpe în apartament. Vă dați seama, noi ne-am gândit că o fi un șarpe de casă, la noi în zonă nu sunt altceva, șarpe de casă, și când s-au trezit cu dita mai șarpele, nici n-aveau în ce să-l pună, au luat o cutie de carton de la butic și l-au luat în mașină. A fost un incendiu pe care nu l-ați putut stinge? Nu. Nu, nu mai eram aici. S-a întâmplat vreodată să nu reușiți să stingeți focul? Nu. Ar să fugi de foc? Păi atunci ce pompieri ești dacă fugi de foc? A existat vreodată vreun moment în care să ajungeți la o intervenție și să spuneți eu aici nu știu ce să fac? Nu, n-a existat acest lucru, ca să ajungem la o intervenție și să fim neputincioși în fața unui incendiu și să zicem că nu avem ce face ca pompieri. Ne-am descurcat întotdeauna și orice incendiu a fost rezolvat și stins până la capăt. Au fost intervenții incendii cu explozii de butelii, chiar o persoană blocată în copac. Da, și am reușit să ne ducem la final cu bine treaba. Să înțeleg că astea sunt cele mai grele momente? Cu siguranță cea cu butelia, da, a fost. A fost un moment destul de interesant. Am văzut abia atunci ce înseamnă poate riscul meseriei, doar o situație de genul ăsta îți arată de fapt că ești expus la un risc. Și partea a doua cu persoana blocată în copac a fost și atunci destul de stresant pentru că era riscul să cadă peste un gard de tablă. Și am reușit. Deși nu aveam tehnica care o avem acum, am reușit să-l dăm jos din copac. Vă pare rău în momentul de față după o decizie pe care ați luat-o? Nu. În urma misiunilor facem un debriefing și vedem cum am acționat, unde am greșit, ce puteam face mai bine. Tot timpul este loc de mai bine, doar că pe moment aia e cea mai bună soluție, care o luăm noi. Tot timpul stați de vorbă și vedeți cu ce ați greșit și ce ați făcut bine, puneți pe hârtie. Păi da, așa e normal, altfel cum ne îmbunătățim performanțele? Dacă nu mai venim, nici măcar nu ne sfătuim, să nu credeți că puteți întreba colegii. Își primesc ceartă după fiecare intervenție, dacă unul nu are mănuși, unul nu are un accesoriu care trebuie să-l aibă, nu există. Suntem plătiți, ne luăm banii pentru ce facem, trebuie să fim profesioniști, nu există, nu venim cu lecțiile nefăcute la lucru. Când ți se spune că e o pisică în copac și nu mai poate să coboare, cum reacționezi? Te urci pe autoscara mecanică sau pe o altă autospecială? Aia da, dar din prima, când auzi că asta e intervenția pe care trebuie să o faci. Te asiguri că ai cagulă, mănuși la tine, sunt dezgârie pisică și te duci. În momentul când sună alarma, nu știi ce este și unde pleci. Nu știi ce este sau pentru cine te duci și pe cine trebuie să salvezi. Care sunt cele mai urâte incendii, cele mai grele? Toate sunt. Niciun incendiu nu seamănă cu celălalt. Începând de la un coș de gunoi și terminând până la o hală industrială, niciun incendiu nu seamănă unul cu celălalt și toate sunt dificile. Deci nu există un incendiu care să-l poți defini dificil. Focul-i foc. Focul-i foc și nu te întreabă că e într-un spațiu limitat pe un metru sau pe 100 de metri, tot foc este.
păcate în meseria asta sunt puține momente atunci când poți să și zâmbești la o intervenție. Dar totuși au existat astfel de situații? Solicitare care m-a apucat plânsul râsului e papagal salvat din pom. Intervenție să salvezi un papagal din pom. L-ați găsit măcar? Din păcate nu. Mi s-a comunicat un incendiu într-un cartier în nord orașului. Am plecat cu două autospeciale. Când am ajuns la fața locului, șeful de tură, care a fost un pic mai sprinten decât mine, a urcat la etajul 2, etaj unde s-a anunțat incendiu. Între timp, până când am urcat și eu, de-am ajuns la același nivel, șeful de tură se întoarce către mine și îmi raportează: șeful, am spart altă ușă. Și n-a fost vorba decât o oală uitată pe foc, din fericire. Am fost solicitat să mergem la o persoană care ne-a spus că a fost agresată și în momentul în care am ajuns la persoana respectivă, la apartament, i s-a spus să sunăm la interfon. În momentul în care am sunat la interfon, ne-a răspuns persoana respectivă și ne-a rugat dacă tot urcăm sus și suntem jos, chiar lângă scară era un butic, n-am putea să luăm niște pâine și un suc. Mi s-a părut așa un pic, am întrebat altceva, nu mai doriți, dacă tot facem cumpărături. Au fost tot felul de intervenții ciudate, să zic așa, mergând la intervenții unde ardea, eu știu ce să zic, resturi vegetale pe o suprafață infim de mică, care le puteai stinge, oricine le-ar fi putut stinge cu călcând, cu piciorul sau eu știu, sau intervenții în care a fost suficient un flacon de 2 litri de apă pentru a lichida. Au fost multe. Cum a fost din astea de putea oamenii să le stingă cu 2 litri de apă? Chiar mai puțin. Serios? Și v-au trimis pe voi ca să stingeți focul? Da, cu mașini de 9.000 de litri sau mai mici. În meseria respectivă sunt și momente șocante, momente care te pot marca pe viață. Nu toți putem să facem față unor astfel de momente. Da, chiar aș putea zice printre primele intervenții, a fost chiar aici în municipiul Timișoara, a fost un magazin de piese auto, prima mea intervenție la subunitatea asta, când au început să explodeze, dar doar spray-urile, partea de spray-uri din magazinul respectiv, și nu mi-a fost tot una. Cele mai grele momente pe care ți le amintești, care au fost? A fost acum câțiva ani de înviere, în care o familie cu 4 copii a fost implicată și toți au decedat. Chiar noaptea de înviere, într-un sat de pe lângă județul Timiș, toate luminile erau stinse, fiind rupt un stâlp de curent, era adunat foarte multe lume, multe lumânări aprinse și a fost destul de marcantă intervenția. Acum vreo 15 ani în urmă, la terminarea stagiului militar, un militar și-a predat mașina și trebuia a doua zi să treacă în rezervă și seara la ora 9 a sunat incendiu. În momentul când am ajuns la intervenție, era o persoană în geam. Am salvat persoana, după care am aflat că era sora sa. Militarul în termen. Și altele. Și cele mai dure sunt cei pentru copii care te duci să-i salvezi și cei mai drastic te afectează atunci. În restul trec, toate. Văd că și pompieri au lacrimi. Au, ca orice om. Și suflet. Și suflet, bineînțeles. Unii s-ar întreba cum puteți face meseria asta. Păi dacă nu mai facem noi, cine o face? Angajăm pe cine? Nu mai are cine. Am zis, suntem ultimii care putem face. Când se întâmplă un incident sau un incendiu, o catastrofă, toți fug de ea. Noi facem invers, noi mergem spre ea, ca să salvăm cel mai rămas. Care sunt cele mai mari satisfacții? Cele mai mari satisfacții? Când totul se termină cu bine și mergi acasă și îți îmbrățișezi familia, oricum ei, nu știu cum simt, dar când plecăm noi la serviciu, vă zic eu că au un sentiment aparte. Familia simte ceva când plecăm la lucru, stăm 24 de ore și așteaptă cu nerăbdare un telefon de la noi,
o știre, ceva, se uită la televizor, vede iară, a fost accident, a fost incendiu și așteaptă cu nerăbdare să venim a doua zi acasă. În astea 24 de ore nu garantează nimeni că ne vom întoarce înapoi acasă. Am intrat pe tură, nu știm când ieșim. Știm teoretic a doua zi. Dacă v-ați afla în situația, da, să mergeți la o intervenție, e mult foc acolo, da? E o victimă pe care știți că dacă ați încercat să o salvați, v-ați pune viața în pericol. Ați face-o? Dar cum să nu? Pentru că asta mi-e datoria și pentru asta sunt plătit. De ce nu? E și el om ca și mine. Păi, dar sunteți conștient că ați putea muri? Da, sunt conștient. Sunt conștient că dimineața când plec pe ușa apartamentului, plec în două picioare și pot să vin cu picioarele înainte.